Spre exemplu, colegii tăi, Gami, Shelly, Dia, câți bani fac pe loc? Bă, mulți dintre ei sunt niște faliți, sincer, n-au niciun leu. Le bate foamea în geam, ești de un vai steaua lor, nicio șansă de la viață, sub nicio formă. E gravă. Pare că nu prea te înțelegi așa bine cu colegii tăi din gang. Nu, chiar nu. A, și încă o chestie, Mădălin, vreau să spun de mult. Tu par puțin mai matur așa, în ce an te-ai născut? Bă, nu mi-amintesc. Grea întrebare totuși. Băi, boșilor, zbârnea făcut zilele astea nu cel mai dureros sau cel mai dubios prank, ci cel mai amuzant prank de departe. Ne-a chemat Rai acasă ca să filmăm o încercare de pilot pentru o emisiune TV pe care avea el să o facă. Părea foarte sketchy și omul voia chipurile să facă un interviu cu noi. A venit cu niște întrebări, ne-a pus întrebările, noi am răspuns și la câteva zile distanță a venit și ne-a arătat video-ul. Doar că video-ul pe care îl făcuse ieri era un montaj, un trucaj în care noi răspundeam la complet alte întrebări pe care el le-a pus și a ieșit ceva foarte, foarte amuzant. O să vă arăt întâi interviul în varianta lui netrucată, originală, întrebările și răspunsurile corecte, după care o să vă arăt varianta pe care Zbâr a trucat-o, boșilor. Omul e nebun, omul e nebun direct, adică... Bună ziua și bine v-am găsit la emisiunea mea, dragi telespectatori ai vlogului. Astăzi îi avem alături de noi pe Shelly, Gami OS, Pain și Mădălin. Te pup, Zbâr, ne bucurăm să fii cu toții aici. Am venit să dăm și la tine un interviu, mai mult din miră, dar... Haideți să le punem câteva întrebări și să vedem ce au de spus. Pop, Zbâr, mă bucur mult să fiu la tine la emisiune. În sfârșit, sunt și eu chemat undeva. Băi, haideți că o să încep cu o întrebare puțin mai profesională. Care este procesul de editare video prin care treceți când faceți un vlog? Bă, să știi că noi vloggerii trecem destul de des prin situația asta. Îți dai seama, ne-am adaptat oarecum. Eu o fac de la 12 ani. Dar Gami, tu cum te descurci? Bine. Am auzit că știi să editezi bine, rău, te-ai învățat Shelly ce trebuie. Eu fac mai repede ca Shelly, am mâinile mai rapide. Minți de îngheață, apere, băi, Gami, băi, puțin bun simț. Băi, deci fii atent, când faci asta e o artă, mă înțelegi? Trebuie să te închizi singur într-o cameră, ești tu și monitorul. E un moment intim. Ei, asta da. Depinde cât de mult îți ia să alegi dintre filmările alea. Și trebuie să pui osul la treabă. Am înțeles, am înțeles. Tu, Mădălin, ești la început cu asta, ia zis, merge mâna. Sincer, m-am apucat în urmă cu vreo 6 luni, n-am mai făcut așa ceva până acum. Îți dai seama, toți prietenii mei o făceau la perfecție și la un moment dat chiar mi era ciudă. Da, a venit într-o zi Pain la mine și l-am rugat să-mi arate și îți dai seama că Pain, prietenul meu, mi-a arătat cum stă treaba. Bă, am auzit că Eurovision în clipul lui a făcut o glumă cu filmul ăla, ia zi, care-i treaba? Cel mai bun film de groază. Bă, e horror. Bă, mai ții minte jumpscare-ul ăla? Bă, chiar e top filmul, e scris pe baza unui roman cu niște copii terorizați de un clown, e foarte mișto. Bă, când am fost toți și l-am văzut, chiar ne simțeam ca o gașcă de copii terorizați de un clown. A, da, vezi că acum iese și It 2. Mamă, mergem. Am văzut eu trailerul, mai tare rău, se întoarce clownul ăla după 27 de ani să-i terorizeze din nou pe copii ăia. Mamă, frate, n-aș vrea să dau nas în nas cu clownul ăla. Lasă, Mădălin, lasă. Am văzut eu niște guri de canalizare în țara asta, zici că ies 5 clown din ele zilnic. Pei, am auzit un zvon că voi, Five Gang, ați face bani cu nemiluita. Este adevărat? Pentru că voi în clipuri vă lăutați cu bani, cu mașini scumpe, cu vile luxoase. Da. Dar ce părere ai de cei care zic că nu este așa? Ce părere ai de hateri? Bă, mulți dintre ei sunt niște faliți, sincer, n-au niciun leu. Le bate foamea în geam, ești de un vai steaua lor, nicio șansă de la viață, sub nicio formă. E gravă. Auzi? Ai mulți hateri? Nu, chiar nu. Gami, cum te-ai distrat vara asta? Ia zi-ne. Tank rău de tot, în fiecare zi, piscină, vloguri frumos, distracție la o fentă, ceva, drifturi cu Mădălin, știi ce zic, frumos. Și ai fost undeva în vacanță, știi că voiai să pleci iarăși în Sri Lanka. Bă, nu prea am trecut pe acolo de iarna trecută, da, nici nu prea ai ce să faci, e plictisitor așa, faci mult pe drum, da, e nasol, nu prea mai fost. Bă, Gami, dar stai, tu n-ai plinit 18 ani, nu? Bă, nu, mai am 2 ani, abia aștept să-mi iau și eu permis. Acum cu ce te deplasezi tu de obicei prin oraș, așa, în fiecare zi? De obicei cu taxiul, cu aplicații de-astea. Și nu te deranjează că uneori sunt mașini slabe, murdare, jegoase, faide? Care e cel mai urât taxi în care te-ai urcat? Știu eu, imaginează-ți un slogan din ala 1-4 rup asfalt, o cotarcă de aia obosită, cazanul ăla obosit pe 4 roți la care trebuie să-i oprești aerul condiționat atunci când intri în depășire. Dacă intri în depășire, e cam riscant, oricum eu nu recomand. Hai mă că se putea și mai rău. Shelly, ia spune-ne, cum e să mergi cu trenul atât de des? Bă, se putea și mai bine, de ce să mint? Uneori miroase urât, asta e nașpa. Mamă, aiurea rău. Bă, da, și e crunt dacă se pune unul lângă tine, mai ales dacă nu-l suporți. Uneori îți ia și locul. A, și încă o chestie, Mădălin, mai ții minte care a fost primul tău vlog de pe canalul de YouTube? Bă, nu mi-amintesc. Grea întrebare totuși. Și acum pe final o întrebare mai de cultură generală, așa. Ce părere ai de situația politică în anilor 80? Bă, dar numai cu întrebări grele mă luați. Cine știe, de unde să știu eu?
Pe vremea lui tata, habar n-am. Și acestea fiind spuse, vă mulțumesc că ați urmărit emisiunea noastră cultural-educațională Zbur TV. Ne revedem la următorul vlog. Bună ziua și bine v-am găsit la emisiunea mea, dragi telespectatori ai vlogului. Astăzi îi avem alături de noi pe Shelly, GamiOS, Pain și Mădălin. Bob Zvâr, mă bucur mult să fiu la tine la emisiune. În sfârșit sunt și eu chemat undeva. Haideți că o să încep cu o întrebare puțin mai personală. Voi Five Gang treceți prin despărțiri? Și dacă da, ce faceți când vă părăsește iubita? Bă, să știi că noi vlogării trecem destul de des prin situația asta. Îți dai seama, ne-am adaptat oarecum. Eu o fac de la 12 ani. Dar Gami, tu cum te descurci? Bine. Am auzit că știi bine rău, te-a învățat Shelly ce trebuie. Eu fac mai repede ca Shelly, am mâinile mai rapide. Minți de îngheață apele, băi, Gami, băi, puțin bun simț. Băi, deci fii atent, când faci asta e o artă, mă înțelegi? Trebuie să te închizi singur într-o cameră, ești tu și monitorul. E un moment intim. Ei, asta da. Depinde cât de mult îți ia să alegi dintre filmările alea. Și trebuie să pui osul la treabă. Am înțeles, am înțeles. Tu, Mădălin, ești la început cu asta, i-a zis, merge mâna. Sincer, m-am apucat în urmă cu vreo 6 luni, n-am mai făcut așa ceva până acum. Îți dai seama, toți prietenii mei o făceau la perfecție și la un moment dat chiar mi era ciudă. Da, a venit într-o zi Pain la mine și l-am rugat să-mi arate și îți dai seama că Pain, prietenul meu, mi-a arătat cum stă treaba. Bă, da, de freza lui Dia, ce ziceți? Cel mai bun film de groază. Bă, e horror. Bă, mai ții minte jumpscare-ul ăla? N-am să vă și fata aceea. Chiar așa rău e părul ei? Bă, când am fost toți și l-am văzut, chiar ne simțeam ca o gașcă de copii terorizați de un clown. Pain, am auzit un zvon că voi, Five Gang, ați face bani cu nemiluita. Nu, chiar nu. Spre exemplu, colegii tei, Gami, Shelly, Dia, câți bani fac pe lună? Bă, mulți dintre ei sunt niște faliți, sincer, n-au niciun leu. Le bate foamea în geam, ești de un vai steaua lor, nicio șansă de la viață, sub nicio formă. E gravă. Pare că nu prea te înțelegi așa bine cu colegii tăi din gang. Nu, chiar nu. Și din YouTube zici că nu faci bani? Nu, chiar nu. Gami, cum ești tu la școală? Cum e viața ta de școlar? Tank rău de tot, în fiecare zi piscină, vloguri frumos, distracție la o fentă, ceva, drifturi cu Mădălin, știi ce zic? Frumos. Bă, pare că nu prea dai pe la școală. Bă, nu prea am trecut pe acolo de iarna trecută, da, nici nu prea ai ce să faci, e plictisitor așa, faci mult pe drum. Da, e nasol, nu prea mai fost. Bă, Gami, dar stai, tu n-ai împlinit 18 ani, nu? Bă, nu, mai am 2 ani, abia aștept să-mi iau și eu permis. Ce mașină visezi tu să-ți cumperi la 18 ani? Sau mai bine zis, ce mașină crezi că o să-ți permiți? Știu eu, imaginează-ți un Logan din la 1.4 rup asfalt, o cotarcă de aia obosită, cazanul ăla obosit pe 4 roți, la care trebuie să-i oprești aerul condiționat atunci când intri în depășire. Dacă intri în depășire, e cam riscant, oricum eu nu recomand. Hai mă, că se putea și mai rău. Shelly, ia spune-ne, cum e relația ta cu Smără? Bă, se putea și mai bine, de ce să mint? Uneori miroase urât, asta e nașpa. Mamă, aiurea rău. Bă, da, și e crunt dacă se pune unul lângă tine, mai ales dacă nu-l suporți. Uneori ți-a și locul. A, și încă o chestie, Mădălin, vreau să spun de mult. Tu par puțin mai matur așa, în ce an te-ai născut? Bă, nu mi-amintesc. Grea întrebare totuși. Și acum pe final o întrebare mai simplă așa. Mai ai frați sau surori? Bă, dar numai cu întrebări grele mă luați. Cine știe, de unde să știu eu? Pe vremea lui tata, habar n-am. Acestea fiind spuse, vă mulțumesc că ați luat parte la emisiunea noastră. Nu uitați să vă abonați la acest canal, cât și la primul canal din descriere. Trebuie să spun primul canal din descriere, mă, nebun, mă. Bă, ce vise mari ai, mă, voi, ale.